Hi guys, Hristos a înviat, Doamne, așa, toată lumea, sper că ați petrecut frumos de Paște, sper că v-ați simțit bine, că ați mâncat ce ați vrut, de îngreșat nu zic nimic, nu, nu mă bag fiecare, mănâncă cât durea cum vrea și revenim în forță ca după înviere, of course, why not, uh, cu un subiect uh, actual și foarte, foarte, foarte fierbinte. Ce compliment! L-ai primit ca și compliment, dar de fapt era jignire. Știi ce zic când îți zice cineva, ești frumoasă, dar e mereu un dar. Adică hai să vedem ce complimente au primit oamenii care de fapt au fost jigniri împachetate frumos, dar nu atât de frumos încât să nu te prins că e jignire de fapt. Uh, hai să trecem direct la subiect, you guys, pentru că, a, apropo, Rochia o găsiți pe linkul de mai jos. Este superbă, este divină Mărim SM și L. Elastic, tot ce trebuie, uitați, tiul elastic, foarte fin, nu e dur, te simți bine în ea, te simți perfect, nu e transparentă pentru care jupă, e tot ce trebuie pentru viața asta. Nu pot să cred că ai reușit să faci asta, ce norocost ești, când de fapt tu ai muncit enorm. Doamne, urăsc chestia asta, pentru că oamenii au tendința de a vedea doar rezultatul tău și își doresc să obțină și ei sau să trăiască și ei ce trăiești tu. Dar când află prin ce ai trecut tu ca să obții lucrul ăla, a, nu mai vreau. Ei vor doar rezultatul. Și de foarte mult, puțin oameni reușesc cu adevăratul sens al cuvântului. Poate nici eu nu sunt acolo încă, de fapt, nu, că nu poate, nu sunt. E nevoie de foarte mult efort și sacrificii ca să ajungi în locul la pe care le invidează toți. Și foarte puțin sunt dispuși să treacă prin foc ca să-l obțină. Dar da, oamenii doar, văd doar rezultatul și viața bună și frumoasă și zic, a, ce norocos e omul ăla. Da, în viață cred că e vorba de o combinație de noroc cu foarte multă muncă și compromisuri. Știți că era vorba aia că 1% talent, 99% sweat, transpirație, adică muncă. Vorba asta chiar e foarte adevărată pentru că degeaba ai talent dacă nu ești dispus să arunci și să dai și munca și efortul și tot ce, tot ce ține de a reuși. Da, aia vedeți, oameni poate mult mai talentați ca alții, care au reușit, dar poate ei au avut doar talentul și nu au fost dispuși să dea munca sau să facă sacrificiile necesare. E un subiect atât de fragil și complicat, Adică, hai mă, lasă-mă că știu eu că te-a ajutat cineva, hai mă, lasă-mă că știu... Da, a, a, ajută foarte mult și chestia asta, dar și ajutorul ăla pe care ți-l oferă cineva e doar o oportunitate. Nu e garantat că o să reușești. Tu doar trebuie să iei ajutorul să știi ce să faci cu el. Dacă nu știi ce să faci cu ajutorul ăla, l-ai primit degeaba. Și consider că în viața asta toți oamenii primim câte o șansă și oportunitate de a obține ceea ce vrem. Bine, la nivelul la care vrem noi, fiecare la nivelul vieții pe care o are. Și foarte puțin zicem da, o să o iau. Da, o să fac șansa asta, da, o să profit de șansa asta. Mulți ne speriem, mulți ne speriem când primim șansa și renunțăm. Renunțăm că de frică, mi-e frică, mi-e frică să fac asta. Și după aceea te uiți la alții și spui ce norocoși sunt. Nu, sunt doar oameni care când au primit șansa aia au trecut peste frică, ca v-am mai spus. Frica, uh, curajul nu înseamnă lipsa fricii. Curajul înseamnă a acționa în ciuda fricii. Țineți minte asta. Tuturor ne e frică, tuturor le -e frică când fac ceva nou sau diferit sau ceva pentru ei. Dar o faci cu frică în tine. Mi-am dat seama că știi să cânți după modul în care vorbești. Ai un glas incontrolabil. Deci, practic, ar vrut să-i zic că mai taci, că mă irită vocea ta. Ai slăbit, arăți bine, dar mai ai încă puțin. Eu la patru luni după naștere. Vai, ce urât. Astea sunt subiecte sensibile. Cu femeile care au născut sau femeile care sunt hormonale sau au încă hormonii, nu sunt reglați, nu glumești. În primul rând că nu știi ce poate să-ți facă o femeie care e hormonală și controlată de hormon. Te pui în pericol singur sau singură, pe lângă faptul că ești nesimțit sau nesimțită. Vai, ai mai pus câteva kilograme pe tine, ce bine îți stă! Bine, dacă a zis vai, uh, vai ăla deja arată din start că nu crede că stă bine. A zis-o doar așa, nu s-a putut ține să -ți zică că ești Vorba lui Bunii. Bunica mi a nu de cineva că e gras. Bine, ei din Ardal. Ardeal sunt zicale, dar astea zice, eu îi da multă-i. Și zic ce, bunii? E multă, mă, ai eu o cât și multă-i. <laughs> e bună asta. tu ești foarte frumoasă dacă ai mai și slăbi. Asta nici măcar nu sunt. Uh, 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 da, sunt cumva uh, complimente camuflate, de fapt insulte camuflate în complimente. Un client mi-a spus mie și colegii mele lucrând ca o spătărițe. Oh. azi nu v-ați machiat, nu vă mai măritați? ce termina, ce glumă. El va se bage în seamă cu voi să fie el. <cute> gelu, ce i-am zis-o, gelu, ți-a plăcut gluma, gelu. Te-ai <cute> Te lățit, adică sunt grasă. V-am spus și cum ce bunică mai e multă, ești multă. Ce păr frumos ai, în liceu era doar spălat, nu era întins cu placa sau descurcat bine pentru că naveta e grea. A, ah, de fapt, ar să zic că ai mătură în cap, nu? ție -ți stă bine cu gene, dar ele în general arată fake. Eu nu m-aș accepta cu sânii atât de mici, oribil, dar pentru tine e ok. Ah, veșnica probleme. Dar din nou, tu nu te-ai accepta, dacă tu nu-i ai și nu trăiești cu sânii atât de mici, care e problema? Că dacă îi aveai și tu și erai terminată pe tema asta și nu puteai să te accepti, da. Dar tocmai ai zis ceva despre tine, despre cât de slabă ești psihic. Faptul că spui că nu poți să te accepti într-un fel și n-ai rezistat psihic și ai claca, mai bine fără țâțe sau cu sânii mici decât așa la bilă psihic, așa instabilă psihic. În clipa care, bă, asta discutam și astăzi cu cineva, că cum sunt copiii la școală bullied și că dacă cineva spune că ești urâtă, gata, o, copilul vine acasă supărat și tu trebuie să-l menajezi și să-i spui, hai mamă, nu știu ce, hai să se duc în vacanță să uiți că ți-a spus cineva că ești urâtă. Bă, dacă tu în viața asta nu poți să duci niște cuvinte atât de simple precum ești urâtă sau n-ai ce să mă mai aștept de la alte greutăți în viață? Ce să mă mai aștept? Dacă tu te uiți în oglindă și spui eu nu mă pot accepta așa, o iau razna, spune doar despre tine că de, la, de, 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 de jos psihie și că de caut ajutor, că îți, fac mâna, îți bag mâna în focă și în clipa care ți-ai pus în, tot o să te accepti. Tot o să ai și alte probleme, tot o să găsești și alte situații pe care să nu le accepti la tine. Pentru că chestiile astea cu neacceptarea unor defecte fizice nu țin de fizic, țin de creier. Și tu, de fapt, nu zici că tu nu te-ai accepta, Tu nu crezi că lumea te-ar accepta. Și nu vrei să treci prin a fi bullied și a fi um, uh, jignită pentru faptul că nu ai sâni. Dar, în același timp, și dacă ai silicoane, tot vei fi jignită. Și tot vei fi atacată. Poate nu la fel că n-ai sâni, dar cu alte cuvinte sau alte de-astea. Așa că... Fetelor. Faza e că sunt, puteți să vă puneți. Adică eu n-am nicio problemă cu asta. Eu îmi puneam, dacă aveam o problemă cu asta, în sfârșit, bă, că nu mai. Nu mai... Oamenii cred că eu nu mi-am pus sățe pentru că n-am avut ocazia sau nu pot sau nu, nu îmi permit. Puteam să-mi pun sân de nu vreți să știți câte ori. Și cu bani și fără bani și în toate felurile. Pot, oricând, la orice oră, dar eu nu mi-am dorit, nu-mi doresc, nu simt nevoia, nu mă simt complexată de chestia asta. Și cu toate astea, zilnic, zil, după atâția ani de zile, primesc aceleași mesaje și comentarii și jigniri și de la femei și de la bărbați. Dar faptul că tu vezi un om care trăiește cu acest defect și nu are nicio problemă cu asta și tu continui să-l ataci, atât intelectul tău atât de slab și prost. Găsește altceva care să mă ataci, că ai văzut că cu asta nu, Bă, nu are asta treabă cu sânii. Hai să trecem peste. Hai să mergem mai departe. Dar femeile care zic eu nu m-aș accepta. Mie milă. Uite, de fapt, asta mi-e mi milă care ți-a zis chestia asta. Mi-e milă. Pe lângă faptul că ea cu ea nu se suportă, caută să complexeze și pe alții sau altele. Prefer să am sânii mici, să știu că sunt lini, la, în liniște cu asta și în pace cu acest subiect, decât, eu nu m-aș accepta, ce mă fac? Ești brânză bună în burduf de câine. Adică vreau să zic că ai sufletul bun, dar ești într-un corp nașpa, cred că asta vreau să zică, sau ce? Spusă de o doamnă vânzătoare care m-a văzut de două ori în viața ei. Mereu am avut, am avut aceleași kilograme, 49,52 ce slabă ești acum! Erai mai frumos și că înainte când erai mai grăsuță. A, astea sunt doamnele alea în vârstă care zic că femeia trebuie să fie grăsuță ca să fie frumoasă, că altfel și rumen în obraj și cu obrăjori și cu grăsime pe ea ca să fie frumoasă. Da, 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 știu. Și nu se pot abține pentru că ele nu înțeleg că noțiunea de frumusețe este Uf, atât de largă. Atât de largă. Oamenii rămân blocați pe frumusețea care ni se dă, ni se hrănește sau cum consideră ele că e și cred că numai așa trebuie să arăți. Și eu consider că a fi slab, adică cum sunt eu, sunt bine, mie îmi place, mi place să fiu slabă, că am crescut în perioada aia când trebuia să fiu slabă. Probabil mi-o fi rămas de atunci, inoculat în creier sau inoculat, nu știu ce cuvânt am zis, că trebuie să fiu slab și așa îmi place mie. Poate dacă creșteam în perioada asta, voiam să fiu mai mare. Nu știu, dar doar pentru că mi îmi place să fiu slabă, chiar dacă gândesc când văd o femeie sau mai mare, mai mică ca mine, chiar dacă gândesc, oh, i-ar sta mai bine mai slabă sau mai, mai plinuță, nu o să-i zic niciodată, niciodată în viața asta nu o să-i zic percepția mea de frumusețe. Pentru că e doar a mea, pentru mine. Tu caută, fiecare femeie are percepția ei de frumusețe asupra ei și după asta trebuie să trăim nu după percepția societății sau altora. Și dacă intelectul tău nu poate să înțeleagă asta și prefer să jignești alte femei cu asta, steaște Dumnezeu că numai El poate să te ajute. Vai ce bine stă însărcinată, eu sunt doar grasă, nu însărcinată. Da. Acum, sincer vorbind, unele femei mai plinuțe pot părea însărcinate dacă au burta, poate se... Na. Dar na, tot nu zici. Te-ai îngrășat iar, dar stă bine mai plinuță. Ce frumoasă te face rochia asta, ador. Dar ador, dar în același timp poate să fie adevărat. Știi că... Bine, putea să zică ce bine stă cu modelul ăsta de rochie, ce bine stă cu culoarea asta de rochie, nu ce frumoasă te face rochia asta. Dar, într-adevăr, hainele chiar pot să schimbe aspectul cuiva, de asta vă zic mereu, uh, E foarte important să știi ce îți vine bine, de la culori, la forme, la texturi, pentru că asta poate să, poate să te facă frumoasă, uite cum zice omul ăsta. Te face frumoasă o rochie, când de fapt tu poate în ochii omului nu ești. Mi s-a spus că am părut frumos, dar de fapt se referea la mustață. Dar ce mustață ai, cât de mare ce e mustața? Ce înaltă ești, numai bună de spătar. Bine că ești tu logică, deșteaptă. Păi nu, asta a fost direct jignire, sarcasm N-a fost nimic uh, frumos. Arăți amuiere măritată. Context. Am rămas cu 10 kg după naștere. Doamne, vorba asta old school. Că trebuie să fii să gr grăsană ca să fii muiere măritată. Amuiere măritată. Sau de fapt vrei să zici că toate astea care se mărită după un an, doi, arată oribil, nu? Asta vrea să zică. Ce amuzante sunt vergeturile tale! Dar ce fac glume, ce râd pe tine, ce amuzant! Ce fain îți vine bluza asta, nici nu se vede că n-ai sâni! Cum nu se vede că n-ai sâni? Că e largă! Cum? Că oricum sunt mici nu se văd, adică oricum sunt invizibil. Mi s-a spus că fața mea arată ca un fund de bebeluș, că e așa fină cu pielea roz. Cum să mă supăr? Bine, asta e o zicală, că ai, ai pielea fină ca fundul de bebeluș, știi? Dar eu, de ce nu poți zice ca pielea unui bebeluș, nu ca fundul? De ce doar fundul e fin la un bebeluș? Totul e la un bebeluș, nu doar fundul, care face caca de cinci ori pe zi când e bebeluș. Ce bine ai ieșit în poza asta, zici că nu ești tu. Ador astea, ador astea, ador. Da, da, nu le chiar ieșim bine. Mi s-a spus, ești un băiat bun. Ah, ți s-a dat scuza aia că it's not you, it's me. Nu ești tu, sunt eu de vină, nu? Ție, -ți vin mai bine pantalonii, ca Italia mai lată. Ah. Ce subtil ți-a dat-o. Vai cât de bine arată casa voastră, exact ca și la Ikea. Ești prea tânără ca să știi tu piesa asta. Nu. No. Noroc că ești frumoasă. Ce mișto că ești scândură și poți mânca ce vrei la orice oră. Aoleo, nu supor chestiile astea. Dar de ce trebuie să zici cuvântul scândură? De ce trebuie să zici? Poți pur și simplu să zici ce tare că tu poți să mănânci orice. Punct. Punct. Ce tare că tu poți să mănânci orice. Că e scândură. Credeți că pe una care e slabă nu afectează că îi zici că e foarte slabă ca la fel ca pe una la care îi zici că ești grasă? E același lucru. Exact același lucru. Și știți ce e mai trist? Că majoritatea, în afară de cele care au probleme de sănătate, majoritatea femeilor mai mari pot slăbi dacă se pun pe treabă. Astea care sunt foarte slabe, foarte greu se pot îngrășa. Și pentru foarte multe e o dramă. Ce copil frumos aveți, nu știu cu cine seamănă. Bă, mă, care frumos copilul? Nu. No. Bine că nu-i urât, că mai sunt niște bebeluși, doamne, iartă-mă. Știu, nu există copii urâți, o să înceapă să zică doamnele și domnișoarele astea sfinte. Toți copiii sunt frumoși. Da? Îți arăt eu că 2 trei pe stradă, că efectiv, bă, mai treci pe lângă unii așa și vezi o mânuță din cărucior zice, a, ce mânuță drăguță și când ajungi lângă el ești, Parcă îți pare rău că te-ai uitat în cărucior. Îți pare rău. După aia mergi la psiholog să-ți revii că trebuie să uiți ce ai văzut. Te-a traumatizat. Lăsați-mă. Nu e vina lor săraci, da. Ți-ai ales singură outfit-ul, nu? Da, se vede. Pentru asta sunt eu aici. V-am mai spus cine vrea consultanță în styling, și nu vă uitați cum mă îmbrac eu, pentru că cum mă îmbrac eu este alegerea mea. Știu, am simț, am simțuri paranormale, să gândesc, să văd fiecare personalitate, să simt fiecare om. Și vă îmbrac cum trebuie pe voi, nu cum mă îmbrac eu. O ce picioare mari ai, grase și lungi. Păi de asta e direct jignire, nu e niciun compliment. Nu am văzut în viața mea o femeie mai slabă ca tine. În antichitate slăbănoagele erau sărace. În primul rând trăim în 2024 cel mai dezvoltat stadiu al umanității, care a fost vreodată, tehnologic vorbind și presupun că și mental, dacă nu e să ne ducem înapoi pe vremea atlanților și așa când ăia, cred că erau mega șmecheri atlanții, dar nu, nu, suntem sigur că exista. au existat, dar de fapt au existat, sunt sigură eu. dar nu erau oameni, erau ceva extraterestri. Nu, mai, nu trăim în antichitate. În 2024, femeile slăbănoage sunt top. De fapt, în 2024 și slabă și mare. Acum iar, iar, iar e la modă să fii slab. Ați zis că toate la Hollywood bagă, bagă injecții ca să slăbească, ceea ce mi se pare oribil, dar să slăbească gen Așa. Nu, asta, kilogramele și moda care se tot aruncă de la un an la altul e ceva rău. Acum un an toate trebuiau să fie mari, cu fund și cu coapse și toate se injectau să fie pline și brusc nu mai trebuie să fie așa, trebuie să fie mumie. Baftă tuturor care cădeți în plasa asta. Vă doresc multă putere psihică și fizică pentru că să supui corpul la atâtea schimbări de genul ăsta, din nou numai Dumnezeu vă poate ajuta. Ce frumoasă ești acum că ai slăbit? Sau ești frumoasă la față? Ești frumoasă, păcat că ești slabă. Deci dacă cădeți în plasă la asemenea replici, fetelor, puteți mai mult de atât. Voi sunteți forță nucleară. Nu cădeți la vrojelile astea. Lasă oamenii că-ți de ei. Arăți destul de bine de la depărtare în blugi. El și că a avut intenții bune, dar nu l-a ajutat creierul. O fi vrut să zică săracul, s-o pierdut în cuvinte, nu mai știu cum să le învârte și o ieșit o prostie. Când te văd, îmi aduc aminte de nepoata mea, la fel ca tine de grasă și frumoasă. Ce frumos te-ai machiat! Eu nu aș fi avut curaj să ies așa din casă. Din nou, tu! Tu nu ai fi avut curaj! că tu ești praf cu tine și cu percepția ta că ce o să zică lumea. Și dacă tu crezi că ți-e frică ție că ce o să zică lumea, arunci și pe alți oameni ce o să zică lumea să-i faci să face, te simtă insecuri. Insecuri? E, nesiguri. Ești frumoasă și cu acele coșuri. A, ah, ăsta o să fiu o daie de curason cu suflet bun, să arate că nu contează cum arăți, sufletul contează și ți-a dat-o... Ai fi fost foarte frumoasă dacă erai mai înaltă. Ia uite ce frumoasă ești aici, ai făcut obrăjori. Eu detestându-mă și sperând să nu observe nimeni. Ești tot la fel, eu fiind grasă. Te machezi frumos, fată, dar eu nu asta să mă machez așa des ca și tine. Ești balonată de la prea multe aere. Asta e bun. Arătai mult mai rău la prima sarcină. Ești mult prea deșteaptă cu facultatea asta ta fără rost. Ce ai slăbit? Ce bine arăți acum, zici că ești cadavru. Asta a fost jignire pe față, adică nu... E fanii cum oamenii țin, se vede ura și frustrarea din ei și neîmplinirea lor față de ei când nu poți să ofere un compliment fără să adauge cum e asta. E mișto, ținută, dar eu n-aș purta -o. De ce trebuie să adaugi n-aș purta -o? Când e vorba despre tine, de ce trebuie să adaugi un aș purtau că nu e vorba despre tine aici? E vorba despre fata aia. Ia o poartă, iar o, ei îi place. Ce treabă are cu tine ținuta? Tu poartă ce vrei. Mi s-a spus că sunt gurmandă, că am apetit prea mare, mănânci toată porția. Cu tine nu am prea putut vorbi, voi femeile sunteți atât de sensibile. Depinde cine zici. Sau cum o zici. Arăți foarte bine așa, deși înainte parcă îmi plăcea mai mult. Ce păr lung și frumos ai! Îți dai seama câți bani ai face dacă l-ai dona? Asta e care urăște femeile cu păr lung și des. Și eu le urăsc. Femeile lung cu părul des. Nu vă vreau în viața mea. Nu meritați părul pe care îl aveți. Asta în condițiile pentru că... Asta în condițiile în care e tot ce-mi doresc pe lumea asta, păr lung și des. E, bă, asta e zi lui Dumnezeu. Nu-mi pasă că nu mi-o dat țâțe sau alte calități fizice. Păr voi am, atât. Dacă s-ar face acum o injecție care să zică, fă o fă vaccinul ăsta și îți crește părul des și lung, fac orice, îmi vând sufletul, sunt sclava lui Lucifer, fac orice pentru acel vaccin să am păr lung și des. Orice. 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 Ești prea albă pentru o româncă. Care e body count-ul tău? Răspuns 1. A, mă așteptam la mai mult, mă surprinzi. Oh my God. Ce ratați, mai există în 2024 întrebarea asta care e body count tău? Da, sunt sigură că la bărbați români există. Și o să existe mereu pentru că educația lor nu s-a schimbat absolut deloc. Rochia era mai frumoasă dacă stătea pe mine. Uuhuhuhu. Mi s-a spus că știu să mă îmbrac ca să nu par umflată. Bă, e bine că ai calitatea asta, să știi să ascunzi faptul că ești umflată. Sau multă, sau cum să zic eu. Ai fruntea mare, dar să știi că e considerată sexy. Your English is so good for a Romanian working for the UK government. Da. Când aveam 11 ani, o vecină a spus să nu mă tun niciodată pentru că doar părul meu lung e fain. Eu nu. Deci, oh! practic, s-a spus că singurul lucru mișto la tine e părul tău lung. În rest, ești atât de fain, păcat că ai acneie. Îmi plac fetele slabe, îmi plac așa ca tine. Uhuhu. Ești foarte amuzantă pentru o fată. Pff. Dacă știi ști câți bărbați fără umor cunosc. Le zici o glumă, se uite așa sau zic adică, nu se prind. Mă rog, you guys, ăsta a fost episodul de astăzi. Am fost mai pelat. că abia a trecut Paștele, trebuie să fim mai buni, să fim mai drăguți. N-am vrut să dăm... Pff pe sistem turbo forță, dar următorul episod o să fie mult mai periculos decât ăsta, vă promit. Mulțumesc că ați fost alături de mine. Stai că vreau să fac o încheiere puțin mai așa, pentru că e un subiect ăsta cu jignirile. V-am mai spus, nu lăsați niciun cuvânt al venit din gura altor oameni să vă dărâme. Și cel mai important, nu lăsați nici cuvintele din gura voastră să vă dărâme, pentru că E foarte important ce credem noi despre noi. Că poate nu te afectează ce zic oamenii despre tine, dar poate ai tu complexele tale separate de ce zic oamenii. Credeți-mă, am trecut prin asta, știu cum e, nu mă afectează jignirile oamenilor, dar eu le am pe ale mele, eu cu mine. Și îmi spun, sau mi-am spus până acum, niște cuvinte foarte dure și foarte... Nu știu, știți vorba aia că trebuie să fii blând cu tine, Trebuie să fii blând cu tine pentru că totul e un proces. Viața e un proces. Trebuie să învățăm foarte multe lucruri care nu ne au fost învățate, pe care nu le-am primit din alte părți și acum trebuie tu singur să le înveți tu cu tine, tu pe tine. Și durează. Și nu e ușor. Și atunci dacă suntem noi acri și răi cu noi, mai ales când toată societatea e rea, pentru că oamenii în ziua de azi sunt extrem de agresivi verbal, psihic abia așteaptă să, să arunce cu venin. Și atunci încercați voi cu voi. Știți că a fost fanii că vedeam la televizor, vorbeau niște femei de 50 plus, că cum sunt afectate fiicele lor de social media în ziua de azi. Și că în ziua de azi cu social media trebuie să fii o, ok în față la toată lumea să arăți bine. Când eram noi în liceu, eram doar eu cu oglinda și câțiva prieteni, doi, trei oameni din viața ta. Dar erai doar tu cu oglinda care decidea și te vedea. Dar acum ești expusă total și auzi din toate părțile cum trebuie să arăți, cum trebuie să fii și nu mai știi ce să crezi. Și o iei razna ca și adolescent, ca și copil și ca și matur. Și de-aia zic, repetați-vă mereu, pauză, punem pe mut oamenii și după ce am pus pe mod oamenii, pentru că ei efectiv nu contează. Chiar am văzut un citat acum pe Instagram, cred că Gheorghe Dinică l-a zis, că, stați că vreau să vi-l citesc. Stați să-l caut, că vreau să vi-l citesc, că e atât, e atât de vibe. Deci citatul spune cam așa, Nu am văzut niciodată un om de succes să râdă de cei care muncesc pentru visele lor. În schimb, am văzut oameni de nimic, cu realizări zero, să râdă de cei care încearcă. Voi înțelegeți cine sunt oamenii care comentează și vă spun voi cum trebuie să arătați și trebuie să fiți? Doar genul ăsta de oameni au curajul. Oamenii cu realizări zero, care nu încearcă nimic decât să își, își arunce nerealizările și neputința pe alții. Deci, pe mut, oamenii tot, oamenii din afara voastră, a propriei persoane, pe mut îi ai pui pe mut. Și după ce ai pus pe oamenii aia pe mut, te duci tu cu tine într-o cameră, doar tu singur, fără nimic, niciun factor extern, te uiți în oglindă și îți asculți gândurile tale față de tine. Ascultă ce simți tu față de tine, ce cuvinte îți spui tu ție, ce crezi tu despre tine, notează-le. Și dacă sunt niște cuvinte care sunt negative sau care sunt jos, notează-le în fiecare zi și încearcă să le schimbi, încearcă să lucrezi la tine, să încep să faci din cuvintele alea pe pozitiv, pe good vibes, pe ridicare. Și fă asta în fiecare zi, te uite în oglindă și spune ce, ce, ce cuvinte simți în clipa asta. Că în clipa în când te uiți în oglindă, simți, auzi niște cuvinte brusc care îți vin. Și vezi ce simți tu față de tine. Că ăia ce zic că de afară, nu nu există. ăia nu contează. Oameni de nimic, nu uitați, cu zero. Ascultă tu și vezi de unde vin cuvintele alea. Sunt gândurile tale, ale altor oameni, separele care sunt ale tale, care vin din exterior și încearcă să le întorci pozitiv, încearcă să te ridici. Doar tu te poți coborâ și doar tu te poți urca. Mie în viața asta doar de mine mi-e frică. Pentru că știu că doar eu m-am pus la pământ până acum și doar eu m-am ridicat până acum. Și de cele mai multe ori doar bă, eu m-am pus la pământ. Și mi-asum asta și lucrez la asta. No, haideți că m-am dus, you guys. No. Uite cum fac. No. Namaste. O să iau asta, Nu, no, că am luat-o de mult. Ne vedem data viitoare, you guys, la un alt episod, eu cu voi. Aveți grijă de voi. Vibe, guys!